Bună, Bianca! Bună, Beatrice! Mă bucur să te revăd! Te invit la o discuție și la o rediscuție și re-re-re, pentru că acest subiect nu se va epuiza niciodată. Vorbim de carnivor versus vegetarian. Mie mi se pare că în ultima vreme trendul ăsta de a fi vegetarian parcă s-a mai estompat, sau acum, așa cum știm de pe rețelele de socializare, fiecare cu grupul lui, cu ideile lui, nu prea mai circulă dintr-o parte în alta, lumea primește informații și, nu știu, vede rețete acolo unde a dat like, subscribe, deci dacă ești vegetarian, vei fi vegetarian forever, dacă ești carnivor, vei fi forever, mă rog, omnivor, să zicem. Nu cred că forever, dar te contrazic, dar te las să-ți termin ideea. Da, și, dar totuși mă gândesc acum, fiind frig afară, eu, de exemplu, nu mai pot supraviețui doar cu salatele mele, am pătrunjel care se veștejește în frigider, din păcate, am tot felul de legume, dar nu mă gândesc decât la proteina animală, mă gândesc la carne, pentru că e singura care îmi dă o, nu știu, neapărat o satisfacție, e singura care mă satură. Și plus că știu atâtea teorii, că nu am voie carți, că e nasol, nu am voie lactate, că știi ce vorbeam noi, ce recomandam, nu mai Viloldo, dar toată lumea. Și atunci singura modalitate prin care aș putea să trăiesc și să supraviețuiesc este să mănânc o bucată de carne. Și mai e o situație apropo de sistemul imunitar și discuțiile legate în această perioadă a pandemiei. Toți medicii spun că trebuie să avem proteine animale tocmai pentru a susține sistemul imunitar. Păi, eu sunt de acord cu tine. Acum, 6 ani n-am fost, dar acum sunt. Spuneai mai devreme că nu mai este așa pe trend și pe val vegetarianismul și eu cred că foarte mulți au încercat, printre care mă număr și eu, și mi-am dat seama, cel puțin, acum vorbesc în nume propriu, că nu este pentru mine și că după 6 ani de a fi vegetarian, mi-am dat seama că odată că am ajuns cu o anemie severă, că mi s-a împuținat, mi s-a înjumătățit părul, și că proteina este atât de importantă încât proteina animală. Proteina animală și că nicio altă proteină vegetală nu poate să o înlocuiască 100%, sau dacă vrei să faci asta, mă rog să zici că ajungi la un procent cât de cât de 80-90%, trebuie să fii cumva sclavul fie meniului fiecărei zile, astfel încât să știi să pui acolo câte proteine, de unde le iei, cum le iei, și să fie cumva viața ta să depindă, adică să se învârtă în jurul a ceea ce mănânci. Pot să spun așa, că mie nu mi-a plăcut niciodată carne, adică nu mi-a fost poftă de carne, însă acum am învățat să o iubesc și mi s-a recomandat după cei 6 ani în care am fost vegetariană să mănânc carne ca un fel de medicament, pentru că într-adevăr am avut probleme cu sistemul imunitar, toate răcelile, toți virusii veneau la mine și după ce, acum 5 ani, m-am apucat din nou de, zic eu, un regim relativ echilibrat în care există proteina animală, lucrurile s-au îmbunătățit, adică e clar că nu toată lumea poate să fie vegetarian, nu se potrivește oricărui organism, așa că trebuie pus în balanță dacă vrei, de ce vrei, ce te motivează. Pe mine, mă rog, mă motiva acum 11 ani ideea că să nu fac rău niciunei ființe care are ochișori și așa. După aceea mi-am dat seama că cea mai importantă persoană de fapt sunt eu și că trebuie să-mi fie mie bine și pe măsură ce treceau anii nu mi-era bine. Deci revenirea la un regim în care există proteină animală pentru mine a început așa ca un fel de dietă recomandată de medici. Acum, avantajul celor care au, să spunem, renunțat la vegetarianism, cum ești tu, și au început să introducă proteina animală în dietă, este că există surse de carne tot mai curate. Dacă acum niște ani nu prea mai găseai animale de țară sau foarte greu erau, acum în supermarket chiar se promovează intens puiul care e crescut doar cu hrană naturală. Ai la dispoziție chiar și porc în anumite magazine care la fel este totuși, creșterea lui se apropie de cea tradițională. Avem și vită, curcanul, iar e foarte important. Avem rață, avem gâscă, deci sunt surse de carne cât mai apropiate de ce știam noi că înseamnă pasărea de curte. Chiar am gătit un pui de curte, l-am făcut la cuptor și a fost foarte tare, foarte ațos. Deci mi-am adus aminte de pui din copilărie, plus că este foarte gustos. Plus că m-am învățat în ultima vreme, renunțând cât pot de mult la carbohidrați și la lactate, am învățat să mănânc carne, exact cum ne spunea pe vremuri profesorul Mencinikovski, cu foarte multe crucifere. Mănânc cu muștar, mănânc cu varză murată.
Asta e o altă discuție, apropo de produsele fermentate care sunt foarte sănătoase. Mie mi se pare că această combinație de carne, cât mai bine pregătită, neprăjită, nu super procesată, nu vorbim de mezeluri și lucrurile alea care, mă rog, au și alte probleme, nu doar carne e problema la ele, ci lipsa cărnii, de fapt, este problema la ele. Dar dacă faci niște combinații din astea, mai ales acum în sezon, când e frig, parcă ai mânca o friptură caldă la cuptor, dar dacă pui lângă ea o salată de varză murată sau pui niște murături făcute în saramură, mai nou am descoperit miso și îmi pun o lingură de miso, o pasă de miso în orice mâncare pe care o fac, că e supă, că e tocăniță, că fac wok cu legume și pun și niște carne, pun miso, pentru că produsele astea fermentate, apropo de bacterii, pentru că... sunt surse naturale de probiotice și carnea, să spunem, în exces, n-ar fi tocmai prietenoasă cu tubul nostru digestiv. Aici trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că vorbim de carne consumată decent, în funcție de câte kilograme ai, în funcție de ce activitate fizică. De activitate fizică. Nu vorbim acum de carne dimineața la prânz și seara, vorbim de porții rezonabile, dar... De 2-3 ori pe săptămână. De 2-3 ori pe săptămână, de preferință din animal crescut cât mai liber, cât mai cu hrană cât mai sănătoasă. Și asta spun că cumva cred că și vegetarieni acum, dacă au probleme cum ai avut tu, nu știu dacă se gândesc să treacă la carne, dar oricum lumea e din ce în ce mai atentă la ce mănâncă, pentru că într-adevăr pe o anumită vârstă vezi consecințele. Și aia mă gândeam că totuși poți fi vegetarian, dar cred că mai degrabă e bine să fii part-time vegetarian. Cumva o vreme, dacă o lună, două vrei să mănânci doar vegetale, nu e nicio problemă. Nu știu, la lung, cu beurile, cu toate substanțele respective și cu calitatea proteinei animale de care vorbeam, care nu se compară cu niciun substitut vegetal. Așa este, deci până la urmă, cumva trebuie să știi cum este organismul tău, cum reacționezi tu, așa cum ai spus, tu poți să faci un teaser, de exemplu, adică să vezi cum te comporți câteva luni și să nu te arunci neapărat doar pentru că este pe val și este un trend și sunt, nu știu, câțiva oameni care spun că proteina animală este diavolul pe pământ. Adică, până la urmă, știi că și doamna doctor Bilic spunea că o grăsime dintr-un porc e mai bine, într-o cantitate moderată sau chiar redusă, e mai bine decât să mănânci cine știe ce grăsime dintr-o patiserie groaznică. Deci, iarăși, trebuie să pui în balanță ce ți se potrivește și să te gândești în primul și în primul rând la sănătatea ta. Adică sănătatea trebuie să fie pe primul plan. Acum, cum ai spus și tu, nu înseamnă că dacă noi acum, iată că suntem de acord și pledăm amândouă pentru proteina animală, nu înseamnă că recomandăm să se mănânce dimineața la prânz și seara, mai ales acum vin și sărbătorile, și să mâncați porc și cârnați și tobă și piftie cât mai multă și când... Nu despre asta e vorba. E vorba totuși să te gândești că ai nevoie de această proteină animală și, cum ai spus și tu, dacă e dintr-o sursă sigură și de calitate, e ok. Plus supele din oase cu mult colagen. Da. Am citit cartea unui medic specialist în anti-aging în Statele Unite despre și în cartea respectivă are un capitol special dedicat acestor supe, cum le zic ei, broth, în care să fierb oase, foarte multe cartilagii care au colagen. Poți să-ți recori grăsimea și respectiva supă, dacă uscați foarte mult, poate să fie bază pentru alte mâncăruri, dar este foarte, foarte sănătoasă și, apropo de îmbătrânire și de lucrurile care se întâmplă în timp și de nebunia asta pentru colagen, este o sursă foarte accesibilă, foarte ieftină, pentru că oasele sunt destul de ieftine și asta am început și eu să fac, nu mai filetez cărnurile, le fierb acolo și am observat, într-adevăr, în ultima vreme, că, de exemplu, am luat niște, tot așa, niște pulpe de bibilică și lăsaseră, când pui în frigider, vezi că gelatina aia de deasupra se adună, semn că totuși carnea respectivă nu a fost tratată sau crescută, pasărea chiar are toate elementele pe care le avea, nu știu, o pasăre cu 50 de ani când le creștea bunica în curte. Pe mine m-a mai speriat un lucru în timpul perioadei mele de vegetarianism, acela că am văzut niște persoane care făceau sport, mâncau doar plant-based, deci numai vegetale, și după o anumită vârstă pielea avea de suferit, adică se vedea clar că persoana aceea era îmbătrânită.
Și știu că în ultimii 2 ani începusem să mănânc pește, tocmai pentru omega 3, pentru ceea ce aducea peștele ca beneficii, pentru că mi-a fost teamă că voi îmbătrâni prematur din cauza lipselor de omega, de proteină animală și că, nu știu, parcă pielea nu mai stătea la fel pe fața doamnelor respective. Adică nu am găsit un singur exemplu, ci mai multe doamne care au vegetariane de multă vreme nu arătau așa cum aș fi vrut eu la față. Da, și acum, dacă ne gândim că e perioada asta din an, când e mai frig, chiar și toată termoreglarea asta consumă calorii, ideal ar fi să ne și mișcăm, că de fapt problema cu dislipidemiile și colesterolul crescut este mai degrabă legată de lipsa de mișcare, da, și de stres decât de grăsimi, pentru că s-a dovedit că sunt persoane care mănâncă absolut normal, dar care au valori crescute ale grăsimilor în sânge, deci cumva nu putem incrimina numai cârnații și jumările, da, mai ales la persoane tinere care au anumite educație și care cumva știu că toate excesele fac rău, dar iată că și la acestea apar astfel de probleme. Și legat de toate aceste boli asociate excesului de carne, de fapt, cred că fiecare trebuie să-și calculeze un pic și cantitățile de alimente. Că vorbim de carnivor, da, cine mănâncă zilnic 300-400 kg de carne pe zi, da, ar trebui să se oprească. Cine însă mănâncă 2 porții pe săptămână, cum vorbeam, cred că ar trebui, dacă nu se ceară sfatul nutriționist, e posibil chiar să nu mănânce de ajuns proteina animală. Dar aici vorbim oricum și de ouă și de alte surse de proteine animale. Eu personal nu mai mănânc lactate, mă simt foarte bine. Mm-hmm. Și mi-am dat seama, de fapt, că inclusiv mâncând jumări naturale, cu crucifere, cu muștar, cu broccoli, cu conopidă, mâncând, am tot fel de paste de legume, de anghinare, mâncând cu hrean, nu ai absolut nicio problemă, deși pare o mâncare grea, în momentul în care introduci pâine, orez, da, surse de carbohidrați în exces, la mine cel puțin alea sunt problema. Păi, cum am vorbit de atâtea și de atâtea ori aici, extremele nu sunt bune, știi, cumva trebuie să găsești ce e potrivit pentru tine și să reușești, că e greu, să ajungi la o moderație, adică nici extrema în care să nu auzi de carne și proteina animală nu este, cel puțin pentru mine, nu a fost bună, nici extrema în care totul să fie cu carne dimineața la prânz și seara și nu contează de unde e carnea și nu contează în ce cantitate. Deci, până la urmă, ăsta este mesajul, cu moderație și cu de câte puțin din fiecare, nu?